Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Amedeo Ene, urmăriți puncte cardinale la Realitatea Plus. Așa cum ne-am obișnuit, cum sper că și dumneavoastră v-ați obișnuit, în fiecare miercuri dimineața, timp de oră, învățăm cum să ne deschidem o afacere. O cunoașteți deja pe invitata noastră, a fost prezentă în fiecare dintre aceste ediții dedicate acestor chestiuni, doamna Valentina Saigo, expert contabil. Bună dimineața! Bună dimineața. Mulțumesc foarte mult încă o dată că cu sunteți aici. De abia așteptam întâlnirea cu dumneavoastră, pentru că avem, ca de obicei, o mulțime de întrebări. Și eu le aștept de fiecare dată cu mare nerăbdare. Aș vrea să răspund din capul locului celor care ne urmăresc acum, celor care vor urmări emisiunea în format înregistrat pe diverse platforme pe care noi le postăm. Dacă aveți întrebări, puteți să ni le trimiteți pe adresa mea de serviciu, amedeo.n@realitatea.net. Poate dacă vor avea timp colegii mei, îi rog să o și scrie pe o burtieră de-a lungul emisiunii. Dacă aveți întrebări pentru invitații noștri, pe această temă, vă rog să le trimiteți la adresa amedeo.n@realitatea.net. Doamna Saigo, am luat lucrurile de la început, sigur, poate nu în ordinea firească, în ordinea nepriceputului care încearcă să învețe lucruri noi și să afle lucruri noi din acest domeniu, dar am pornit de la idee. Am făcut planul de afaceri, ne-am gândit la personal, la oamenii pe care trebuie să-i angajăm, ne-am gândit și la sursele de finanțare, pentru că, deși știu, mi s-a spus în mod repetat, nu banii sunt cea mai importantă problemă, pentru cei mai mulți dintre noi, banii sunt preocuparea principală. Dar să zicem că avem totul pregătit, ne-am apucat de treabă, ne izbim de niște prime obstacole, taxe și impozite. Acestea sunt niște lucruri pe care n-ai cum să le ocolești. E bine să nu le ocolești, ca să nu ai niciun fel de probleme. Cum se spune, de moarte și de taxe nu scapă nimeni pe lumea aceasta. Da. Asta așa, ca o foarte scurtă paranteză și ca o glumă, sunt convins că vă veți amuza și dumneavoastră și cei care ne urmăresc. Tam în zilele trecute am văzut că cineva s-a uitat la profilul meu profesional de pe LinkedIn și când m-am uitat cine era persoana, nu contează numele, era o persoană de la ANAF. Și m-am gândit ce ori vrea să vadă la mine, că n-am niciun fel de probleme, n-am nimic de ascuns, dar oricum e foarte interesant să te caute ANAF-ul pe LinkedIn. Pe LinkedIn, da. E ciudat, nu-i așa? Nu, e cu semn de întrebare. Nu e ciudat. ANAF are o activitate foarte interesantă de puțină vreme pe Facebook, de exemplu. Dar e bine că v-a căutat doar pe LinkedIn. Da. Era mai complicat dacă băteau la ușă sau trimiteau aceste... Da, poate aceste... este un prim pas, nu? Da, de ce nu? Da? De ce nu? Da, de ce da? Sperăm să vină și ei un pic în secolul actual. Eu m-am gândit să-i trimit un mesaj doamnei, domnișoare respective și să o întreb. Vrea să se împrietenească cu mine pe LinkedIn sau mă controlează la avere? Nu cred că ar fi controlat averea pe LinkedIn, aveau ei softul lor, cred că știa de mult care ți este averea. Atunci m-am liniștit. Da. Bun, închidem paranteza aceasta amuzantă, să vorbim despre aceste taxe și impozite. Sunt lucruri la care cel care începe o afacere trebuie să fie foarte atent, dar nu știm. Nu știm ce avem de făcut, nu știm ce taxe avem de plătit, impozite, tot felul de lucruri, trebuie să mergem la tot felul de instituții. Așa e. Vă rog, lămuriți-ne, ajutați-ne, descurcați-ne să o luăm pas cu pas. Un aspect important, chiar încă de la alcătuirea bugetului, sunt taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească antreprenorul nostru. Dacă până acum, la început de drum, spuneam că nu banii sunt cei mai importanți, în momentul în care efectiv drumul a început, banii și oamenii sunt cele mai importante resurse din viața de antreprenoriat. Pentru că tocmai s-a schimbat codul fiscal, aș prefera până la sfârșitul anului să vorbim despre actualele taxe și impozite, urmând ca să ne obișnuim cu ideea ce ne pregătește anul următor. De aceea aș vrea să spun că în cele, să zicem, în cele trei forme de organizare,
pe care le-am gândit noi și le dezbatem episod de episod. Poate varianta cea mai simplă pentru taxe și impozite și o eliminăm repede este cea a ONG-urilor. În momentul de față, ONG-urile, în cazul în care prestează activități economice, acele activități economice sunt scutite de impozit pe profit până în quantum de până la cifra de afaceri de 15.000 de euro, în cazul în care cifra de afaceri de 15.000 de euro este depășită, atunci impozitul este de 16%. În cazul ONG-urilor lucrurile sunt simple, se depun declarații o singură dată pe an, excepție în cazul în care aceste ONG-uri au salariați, atunci discutăm de declararea lunară a taxelor și impozitelor pentru salariați. Destul de puține, în accepțiunea mea, aș putea spune că sunt ONG-urile care au activități economice ca să se autofinanțeze. Marea majoritate având activități în conformitate cu statutul și respectiv scopul pentru care s-au înființat. Dar activitățile economice de susținere și de autofinanțare a scopului pentru care ONG-urile sunt înființate este o sursă de venituri pentru aceste ONG-uri împreună cu alte forme de venit, gen donații, sponsorizări, contribuții, cotizații și alte variante. Deci cu ONG-urile am terminat repede. Sau lucrurile mult mai simplu în cazul ONG-urilor, da. Mă gândesc că printre cei care ne urmăresc în acest moment sunt destul de puțini cei care vizează un ONG. Cred că cei mai mulți se gândesc majoritatea, la USRL, pondera mare, pondera mare în momentul de față și anul următor și anii următori probabil că vor fi SRL-urile și sunt SRL-urile. În mod special această formă de micro-întreprinderi, dacă am recomandat cu precădere PFA-urile în anumite zone de business, este momentul în care eu de anul acesta deja nu le mai recomand. Iar de anul viitor chiar va fi destul de complicat pentru cei care intenționează să-și deschidă un PFA. Codul fiscal a pregătit o surpriză pentru mai mult de 600.000 de PFA-uri existente. Ce înseamnă această surpriză? La ce se referă? Taxarea PFA-urilor într-o formă mai neprietenoasă comparativ cu micro-întreprinderile. Din punct de vedere fiscal, sunt mult mai avantajoase micro-întreprinderile decât PFA-urile. Eu aș sugera chiar să facem un episod destinat numai și numai PFA-urilor, pentru că, din păcate, inclusiv în breasla mea profesională, sunt multe persoane care încă nu percep sau nu pot da sfaturi pertinente în cazul PFA-urilor. Păi atunci vă propun, dacă reușim să epuizăm acest subiectul pe care l-am propus, vă propun săptămâna viitoare să vorbim despre PFA-uri? E indicat. Bun. Avem multe de dezbătut și despre PFA-uri. Așadar, ediția următoare, săptămâna viitoare, vorbim despre PFA-uri. Pregătiți-vă întrebările și le așteptăm. Vă rog, doamna Sago. În cazul SRL-urilor, este foarte simplu impozitarea pe venitul micro-întreprinderilor. Ce este o micro-întreprindere, repet, în momentul de față? Este acea formă de impozitare în care intră direct, atenție, direct, orice SRL înființat, cu mici excepții. Excepția de cele mai multe ori de fiecare dată este venitul din consultanță. Dacă venitul din consultanță depășește 20% din cifra de afaceri, consultanța va fi impozitată direct cu 16% pe profit și nu intră în sfera impozitului pe venitul micro-întreprinderilor. Deci până când o micro-întreprindere depășește cifra de afaceri de 65.000 de euro, ea este impozitată cu 3%.
ceea ce este foarte simplu. Antreprenorul nostru va ști să-și calculeze de fiecare dată care este impozitul și să-l țină acolo, deoparte, să nu-l cheltuiască și poate neașteptând informațiile de la contabilitate, știe foarte bine, nu-l surprinde acest impozit pe venitul micro-întreprinderilor. Deci, 3% din cifra de afaceri. Ce este cifra de afaceri? Nu știu dacă am abordat vreodată subiectul. Nu. Cifra de afaceri sunt acele venituri realizate din activitatea de bază. Avem mai multe tipuri de venituri într-o societate. Sunt veniturile ale activității de bază, venituri secundare ale activității de bază și ele intră în calculul cifrei de afaceri, dar nu o să ne intre în calculul cifrei de afaceri diferențele de curs valutar, veniturile din dobânzi sau alte forme de venituri care poate sunt mai puțin palpabile, deci nu sunt produse efectiv, nu sunt facturate, ca să zicem. În principiu, cifra de afaceri este suma fără TVA, în cazul în care societatea este înregistrată în scopuri de TVA, respectiv este înregistrată ca plătitor de TVA, fără TVA este cifra de afaceri. Pentru cei care sunt un pic mai avansați, într-o balanță pot vedea din clasa 7, respectiv clasa de venituri, conturile cu 7-0. În momentul în care aveți deja o societate, o firmă, aveți și o balanță lunară la adresa ei de fiecare dată cu niște lungi șiruri și rânduri de numere. Mi-aș dori ca pentru fiecare aceste balanțe să devină un instrument de lucru în activitatea de zi cu zi. Întrebare. Impozit de 3% din cifra de afaceri, asta se calculează anual sau lunar? Cum? Trimestrial. Da. Spre norocul nostru, al multora dintre noi, impozitele pe venit, respectiv pe profit, se calculează la sfârșitul fiecărui trimestru în parte. Pe perioada ianuarie-martie se calculează și se depune și se virează până pe 25 aprilie. 25, în general, este ziua Sfântului Fisc pentru mulți dintre noi. Pentru aprilie-iunie, pe 25 iulie, pentru iulie-septembrie, 25 octombrie, iar ultimul trimestru, respectiv octombrie-decembrie, de fiecare dată pe 25 ianuarie. Cu excepția aici, în cazul firmelor plătitoare de impozit pe profit, care este un pic mai îndepărtat, respectiv 25 martie pentru trimestru 4. Acum mai spuneți-ne un lucru. Plata acestui impozit o face antreprenorul sau se ocupă cineva de la o instituție a statului care ți-o oprește pur și simplu din cont, din toate operațiunile pe care le faci? Indicat ar fi să nu ajungem să oprească instituția statului. Nu mă refer la cazurile excepționale. Din păcate, în ziua de astăzi trăim aceste cazuri excepționale. Unele binevenite, altele mai puțin binevenite. Dar antreprenorul trebuie să conștientizeze că el singur, ca urmare a ceea ce i s-a declarat în declarația trimestrială privind impozitul pe venit, respectiv impozitul pe profit, el singur are obligația să își facă aceste plăți. În niște conturi speciale, departamentul de contabilitate sau contabilul sau serviciu externalizat de contabilitate o să-i emită efectiv OP-ul, el trebuie doar să-l semneze, să-l ducă la bancă sau să facă unul la fel prin internet banking, prin varianta online. Ce se întâmplă antreprenorului care nu plătește acest impozit sau întârzie? Sau se întâmplă ceva? Noțiunea de credit fiscal la noi a cam dispărut. Cândva odată poate s-a practicat pentru cei care își amânau impozitele și taxele la plată.
În momentul de față, la fel, nu recomand nimănui să aibă restanțe la bugetul de stat, pentru că sunt greu de administrat, sunt greu de anticipat reacțiile imediatul următoare ale ANAF-ului. Acțiunile sunt în felul următor. Cu toate că în codul de procedură fiscală este prevăzut că ANAF-ul nu are voie să poprească contul contribuabilului, de multe ori ne trezim că aceste conturi sunt blocate, sumele sunt extrase, penalitățile de întârziere și dobânzile de întârziere sunt considerabile, cu toate că au mai scăzut puțin anul acesta, ele tot considerabile rămân. Ca să nu mai zic că aceste liste cu societăți care au datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale sunt făcute publice de către ANAF și oricine poate intra și verifica dacă firma X sau firma Y, care este un furnizor sau un client sau un partener, poate verifica dacă acea firmă își onorează obligațiile fiscale de fiecare dată. Din păcate, în aceste cazuri avem și erori ale ANAF-ului, erori de poprire, de executare nejustificată sau sunt cazuri în care contribuabilul nostru are conturi deschise la 2-3 bănci. Au existat cazuri în care au fost executată aceeași sumă la 3 bănci deodată, pentru că așa se întâmplă. Iar cum se rezolvă situația asta? Care nu e în favoarea... Nu este în favoarea contribuabilului. În general, de asta zic mare atenție de fiecare dată, pentru că o regulă nescrisă, de obicei, ANAF nu returnează sumele luate și necuvenite, ci se compensează cu sumele ulterioare. Mai târziu. Exact, deci banii aceia nu se vor întoarce în contul antreprenorilor cu o viteză... Dar permite legea undeva... Deci este făcută de, tot de oamenii respectivi și procedurile acestea sunt făcute tot de oamenii respectivi. Câteodată se mai uită de lege și sunt măsuri care ar trebui contracarate în acest sens. Da, deci mai bine aveți grijă, nu ajungeți la o situație de genul acesta, cu întârzieri și cu penalități. Este sfatul pe care îl dau de fiecare dată. Să nu se ajungă la datorii de întârziere ca să se ajungă la, popriri și executări silite de disponibil în contul bancar. Și de asemenea, penalitățile și dobânzile de întârziere sunt destul de alambicat calculate de către ANAF și destul de greu să ne dăm seama de modul de calcul făcut de ei. Prin urmare, același sfat, nu ajungeți aici. Un alt lucru pe care aș vrea să-l amintesc este că, având și un cod de procedură fiscală, care este așa cum este, acum este proaspăt și modificat, le sugerez tuturor contribuabililor, indiferent de forma lor de organizare, ca orice notificare, înștiințare, scrisoare, plic sosit din partea ANAF-ului, să-l ritice de la poștă, să păstreze scrisoarea respectivă împreună cu plicul. Sunt lucruri care se pot contesta în 15 zile, altele în 30 de zile, dar de multe ori este o diferență foarte mare între data de pe scrisoare și data sosirii, data poștei de pe plicul respectiv și atunci, de fiecare dată pentru a contesta deciziile, notificările, documentele, titlurile emise de ANAF, este bine să păstrăm plicul și să dovedim data la care am fost înștiințați. Pot fi decalaje și de 2 luni de zile și atunci termenul de răspuns sau de contestare a actului emis de ANAF este depășit dacă nu păstrăm plicurile. Deci, anexați de fiecare dată plicul de scrisoarea pe care ați primit-o din partea ANAF-ului, ridicați aceste notificări, de obicei spun ceva neplăcut, ripostați de fiecare dată când este cazuri. Din fericire, mai sunt câteva
forme de informare din partea ANAF-ului, care nu spun lucruri rele. Deci nu chiar de fiecare dată. Nu vă speriați de fiecare scrisoare de la ANAF. Nu vă speriați de fiecare dată la orice scrisoare de la ANAF. Din păcate, mulți nu ridică aceste scrisori de la poștă. Într-adevăr, ele vin într-o formă destul de complicată. Asta este dovada a ceea ce afirmam mai devreme, că poate ANAF ar trebui să vină un pic mai în secolul actual. Ele sunt trimise prin scrisori recomandate. Trebuie să mergi la poștă, să le ridici, să semnezi. Poștă. Exact, stau destul de puțin acolo, după care ANAF-ul consideră că a informat contribuabilul s-a spălat pe mâini și a rezolvat problema. Sunt situații în care sunt chiar utile aceste scrisori sau vă dau posibilitatea contribuabilului să reacționeze în cazul erorilor sau greșelilor sau situațiilor când nu este cazul acestor informări. Vorbeați despre micro-întreprinderile cu o sumă, cu o cifră de afaceri de până la 65.000 de euro, da. Un impozit de 3%, dar cum stau lucrurile pentru aceste micro-întreprinderi care au o cifră de afaceri peste această valoare? Cele care au depășit această valoare nu mai ceea sunt... Ceea ce le și dorim celor care ceea ce ne le și dorim, urmăresc. Nu mai sunt micro-întreprinderi. Așa. Da, și ele trec la nivelul următor de firme mici plătitoare de impozit pe profit. Formula de calcul a impozitului pe profit este foarte simplă. Și anume, venituri realizate minus cheltuieli deductibile rezultă profitul la care se aplică 16%. Dar cum lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple precum par. Poate nu toate cheltuielile sunt deductibile și aici pot fi povești întregi și interpretări întregi. Și într-adevăr, poate pentru un proaspăt antreprenor, un proaspăt contribuabil, îi se pare normal să-și deconteze pe firmă costumul cu care merge la întâlniri sau să deconteze pe firmă restaurantele sau cafenelele în care, mă rog, bonurile de la restaurante și cafenele în care a avut întâlniri. Acest aspect, din punct de vedere al fiscului, sunt considerate nedeductibile, aceste cheltuieli. Și atunci... Și antreprenorul trebuie să știe lucrurile. Și antreprenorul trebuie să știe aceste lucruri. Într-adevăr, în multe situații se exagerează. Antreprenorul consideră că este normal să-și deconteze tot felul de lucruri mărunte și proprii care nu au nicio legătură cu afacerea respectivă. Și atunci... Întrebarea simplă care se pune de fiecare dată dacă acea cheltuială este deductibilă sau nu, este următoarea. Această cheltuială m-a ajutat în realizarea de venituri, dar în mod direct, da sau nu? Pentru că o pereche de pantofi poate într-adevăr duc spre un potențial client, dar din accepțiunea fiscului nu duc spre un potențial client. Bun, și atunci există o listă, să-i spunem așa, doamna Saigo, oficială de cheltuieli deductibile în care să ne încadrăm și să fie și să respecte legea, să nu spun, să fie pe placul ANAF-ului. Există niște categorii de astfel de cheltuieli? Lista oficială nu prea există în afara codului fiscal. Acolo avem explicate cheltuielile deductibile sau cheltuielile cu deductibilitate limitată sau cheltuielile nedeductibile. Este foarte greu pentru un antreprenor să rețină lucrul acesta. Experiența contabilului îi spune cuvântul aici pentru că se presupune că acest contabil a asistat la numeroase controle și știe care este modul de gândire al organului de control și ce consideră ca nedeductibil. Din păcate, trăim vremuri în care inclusiv combustibilul are o deductibilitate limitată de 90%, de 50% în marea majoritate a cazurilor.
lucru nefiresc de altfel, dacă strâm și judecând drept, pentru că în multe cazuri combustibilul ar trebui să fie o cheltuială directă în producerea de venituri. Dar nu toate lucrurile din codul fiscal au parte de logică în acest sens și trebuie să ne aducem de fiecare dată că trăim în România, care este o țară a paradoxurilor. Și o țară imprevizibilă uneori. Și o țară, mai ales în sfera codului fiscal, este de-a dreptul imprevizibilă și surprinzătoare. Să nu uităm de vremurile când TVA-ul ni s-a schimbat într-o vineri seară pentru luni dimineață. Lucru nepermis de altfel. Doamna Saigo, fără a insista foarte mult pe acest capitol, dar pentru că sunt convins că sunt întrebări pe această chestiune, doar câteva categorii enumerate, scurt, la modul destul de general, de astfel de cheltuieli deductibile. Cheltuieli deductibile, pe o luăm în forma lor, teoretic sunt toate cheltuielile directe care contribuie la realizarea de venituri. Să luăm exemplu, dacă ne aducem salonul de înfrumusețare. Dacă sunt servicii de coafură, clar, tot ce ține de fixativ, șampon, vopsea, intră în sfera acestor cheltuieli deductibile integral. Toate obiectele de inventar care se cumpără de-a lungul timpului sau s-au cumpărat și au fost folosite la amenajarea spațiului de lucru, astea sunt deductibile integral. Chiria este o cheltuială deductibilă în cazul, atenție, în cazul în care acolo este declarat sediul social sau punctul de lucru al contribuabilului, în cazul în care nu există contract de împrumut sau contract de comodat și declarat la Registrul Comerțului ca fiind spațiu de lucru, chiria este considerată nedeductibilă. Deci e o altă formă în care prinde fiscul, ca să zic așa, închirierile fără contract. Pentru că pentru contribuabil, dacă nu are contractul înregistrat la fisc, nu este considerată o cheltuială deductibilă. Toate cheltuielile de personal sunt deductibile. Când mă refer la salarii, taxe salariale, tichetele de masă, transportul salariaților, acestea sunt cheltuieli deductibile și în telefoanele, cheltuielile cu telefoanele, cu internetul, fiscul nu are ce referiri să facă la adresa lor. În sfera protocolului, de fiecare dată se ridică întrebări în sfera deplasărilor. Adică ne referim la un prânz de afaceri, exact. Dacă vrem noi să-l considerăm de afaceri. Din fericire, APA nu se pune în problema, este chiar obligatorie în perioadele de caniculă și cândva de mult, pe vremuri, se legau și de cafea, dar acum ne-au lăsat în pace și cu cafeaua este, ca să zic așa, o necesitate, o cheltuială directă ca să producem efectiv venituri, să rezistăm. Sunt dubii, după cum v-am spus, sunt incerte, adică sunt deductibile limitat, cheltuielile cu combustibil în marea majoritate a cazurilor, sunt și câteva excepții, dar prea puține, cheltuielile de întreținere a autovehiculelor, a autoturismelor în mod special și acestea sunt limitate. Sunt limitate cheltuielile de deplasare și diurnele, dacă nu se respectă anumite condiții, respectiv pe teritoriul României, obligatoriu este ordinul de deplasare cu o ștampilă din altă localitate ca să se dovedească efectiv existența în alt spațiu. Iar dacă există acest ordin de deplasare întocmit și vizat, ștampilat, v-am zis că nu a dispărut ștampila, da? Da. Pe documentele noastre contabile nu a dispărut ștampila. Și acestea sunt deductibile, respectiv cazarea, transportul și diurna aferentă. Diurna la fel este plafonată, la fel pe teritoriul României, la societățile comerciale, diurna deductibilă este 42,5 lei, ceea ce depășește
sunt considerate venituri de natură salarială ale angajatului. Stați puțin, cât ați spus că este plafonul pentru diurnă? 42,5 lei. N-aveți voie să mâncați într-o zi de deplasare mai mult de banii ăștia. Și cum vi se pare plafonul ăsta? Foarte mică, absolut. Bun, am crezut că doar mie, mi se pare. N-am înțeles foarte bine 42 de lei, de aceea. 42 de lei. Și 50 de bani. Și 50 de bani, 40. Da, dar imaginați-vă că teoretic la instituțiile de stat este mult mai mică. Este cu 2,5 ori mai mică dobânda în lei pe teritoriul. Da, o cafea și un covric. Diurna în lei pe teritoriul României. Exact. Deci se poate și mai rău. Întotdeauna este loc de mai rău. Dar, din păcate, îmi pare rău să spun lucrurile acestea. Să ne aducem aminte de vremurile 2009-2010, când combustibilul nu a fost deductibil deloc. Deloc, deloc. Deci există și aceste perioade, am trecut și prin aceste perioade în viața noastră. Acum cu 50% e un pic mai bine decât a fost. Cam astea sunt și toate cheltuielile directe. De exemplu, dacă vorbim de fabrica de paste, făina, apa, energia electrică, ce intră direct în costurile pastelor sunt deductibile, transportul acestor paste sunt deductibile, amortizarea utilajelor, într-adevăr, mentenanța, serviciurile, acestea sunt lucruri deductibile. Mm-hmm. ANAF-ul nu pune la îndoială lucrurile care sunt evidente. Pune la îndoială pamper și vacanțele. Sigur. Da, e o chestiune de bun simț. Pantofii, restaurantele, da, mâncarea. Sunt cazuri în care s-a exagerat da. Foarte mult. Ce aș vrea să nu uităm? Vă rog. De impozitul pe dividende, care momentan este de 16%. Dar să ne întoarcem cumva la origini și la sensul acestui cuvânt, dividend. Asta când ajungem la momentul la care să ne punem problema dividendelor. Exact. Dividend este efectiv remunerația, plata, efortul, răsplata asociatului care a investit în businessul respectiv. După ce din profit scădem impozitul pe profit, rămânem cu un profit net. Iar antreprenorul, indiferent sub ce formă este el asociat și sau administrator, în realitate asociații decid ce se face cu profitul realizat, are următoarele variante. Să nu se atingă de profitul net realizat și să-l reinvestească în firmă, să nu scoată banii de acolo, sau să-l repartizeze în dividende și să ia ceea ce îi se cuvine. Repet, aceasta este dreptul asociatului sau asociațiilor din firma respectivă. Este opțional? Da. Pentru cel care conduce da. Afacerea? Da. Este opțional, nu este obligatoriu să se repartizeze în dividende sau să se reinvestească profitul, nu are un termen de repartizare a dividendelor după ce realizează profitul respectiv, măcar atât, din punctul ăsta de vedere, antreprenorul este liber să ia ce decizie consideră el de cuvință. Da. Sigur, cu rugămintea, iarăși, dacă întrebarea nu este foarte potrivită, să nu o numesc altfel, să aveți înțelegere pentru asta, dar tocmai din perspectiva celui care nu se pricepe, să spunem că sunt câțiva asociați, 3, 4, 5, unul dorește să primească dividende, ceilalți doresc să reinvestească profitul. Cum se rezolvă chestiunea asta? Se poate rezolva parțial, dar... Deci se poate și așa. Se poate reinvesti o parte din profit, se poate repartiza în dividende. Astea sunt lucruri de natură juridică și de fiecare dată și ele au o formă. Se face o adunare generală a asociațiilor și se decide în acest sens. În fiecare an, la predarea bilanțului contabil,
se face această adunare generală a asociațiilor. Noi contabilii o facem că e obligatorie, este pe hârtie. Și precizăm, în cazul în care se repartizează în dividende, precizăm rezultatul realizat, repartizarea lui în dividende, oprirea la sursa impozitului pe dividende. Acesta se oprește în luna în care se ridică dividendele, nu mai târziu de atât și nu mai devreme de atât. Și nu suntem obligați, după cum am spus, în acest sens. Însă, asociații sunt mai mulți, au o participare la capitalul social și la profitul respectiv în anumit quantum, fiecare în parte, și aceste decizii se iau prin vot și ajung și cad la o înțelegere. Cât este acest impozit pe dividende? Impozitul pe dividende momentan este 16%. De la anul va fi 5%, de peste 2 ani, din 2017, va fi 5% plus, asta este noua surpriză, pentru acești bani se va plăti contribuția de sănătate 5,5%. E surpriză plăcută sau neplăcută? Neplăcută. Adică vorbim despre oameni care sunt în sistemul de sănătate, fac această dovadă, sănătate, dar face parte din categoria sănătate la dividende, sănătate la închirieri, sănătate la veniturile din arendă. Adică beneficiază cel care plătește de atâtea ori această contribuție pentru sănătate? Nu neapărat. Beneficiază, presupun, de o clinică de top, nici de lux, nu care să justifice există coplata? Reținerea nu. Lor de 2 sau de 3 ori. Nu. Bineînțeles că nu era o întrebare cu multe ghilimele. Exact. La asta mă refer. Când guvernul ne scade ceva, are grijă să mărească altceva, să introducă altceva sau să mărească o bază de impozitare. Dar nu le spune nimeni, nu vă este rușine să faceți lucrul ăsta? Fiecare din noi ar trebui să facem lucrul acesta și să spunem. Și lucrurile neplăcute. Da, sigur, era tot o întrebare mai degrabă e retorică. E o întrebare dureroasă, e o întrebare retorică și noi trăim în fiecare zi cu îndoiala în suflet, că lucrurile nu sunt făcute simple, codurile nu sunt scrise simplu. Și nu e poate nici corect. Și de foarte multe ori, de-a lungul timpului, am avut exemple de genul acesta, dar deja o dăm în filosofie și cred că nu are sens. Trebuie să ne păstrăm optimismul și soluțiile legale de fiecare dată ca să eficientizăm fiscal activitatea pe care o avem. Mai avem doar 10 minute din această discuție. Doar 10 minute. Nu ne ajunge timpul sigur să trecem prin tot ce ne-am propus, așa că, iarăși sigur, reluăm subiectul cu ce a mai rămas și în ediția viitoare. Totuși, ce ar mai fi de spus în aceste 10 minute? Sunt foarte multe lucruri în aceste 10 minute de spus. În primul rând, mi-aș fi dorit să atingem cumva taxarea contractelor de muncă, taxarea muncii. Să vorbim despre această taxare. Despre această pentru ultimele taxare, 10 minute, atât cât ne permite timpul. Foarte scurt și simplu pentru un antreprenor. În cazul contractelor de muncă și legislației muncii, la fel putem face o emisiune separată, pentru că sunt foarte multe aspecte pe care îmi doresc ca antreprenorul proaspăt să le știe. Da. Dar el, ca să-și calculeze bugetele, pentru că, clar, de întocmirea statului de salarii și raportările trebuiesc făcute de către un contabil care are experiență în acest sens. Taxarea muncii este simplu pentru antreprenorul nostru dacă calculează la un salariu net, 80% pe lângă acest salariu net se duce la stat. Deci, avem, să zicem, un net de 1000 de lei pe care vrem să îl dăm salariatului nostru, la care mai adăugăm 800 de lei care se duc la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Asta este costul salarial, 1800 de lei. Este un mod, la fel, foarte complicat de calcul a statului de salariu, nimic nu e simplu în sfera aceasta. În principiu, suplimentar se adaugă 80% taxe și contribuții pentru impozitarea muncii.
Fără îndoială, trebuie să vorbim despre aceste contracte de muncă separat, pe larg, într-o ediție viitoare. Aș vrea să vă rog, doamna Saigo, să vorbim puțin, atât cât reușim astăzi, cine plătește impozit pe profit, cine nu plătește impozit pe profit, cine plătește TVA, cine nu plătește TVA, și astea sunt niște plăți. La TVA, da. TVA-ul, în momentul de față, politica guvernului, politica ANAF-ului, politica fiscului, este ca să avem cât mai puține firme înregistrate în scopuri de TVA. Iar dacă se înființează o firmă nouă și vrea să fie plătitoare de TVA, pentru că are justificările ei în acest sens, ori urmează să realizeze o investiție foarte importantă imediat după înființare, în cazul în care firma este considerată ca neplătitoare de TVA, TVA-ul aferent acestei investiții nu va fi niciodată recuperat. Ori urmează să aibă relații în spațiul european, în spațiul comunitar european, respectiv cu state membre, și ca să fie, să beneficieze de taxare inversă, este obligatoriu să fie înregistrat în scopuri de TVA între două state membre ale Uniunii Europene. Dacă amândouă sunt plătitoare de TVA, nu se mai pune TVA. Orică se livrează ceva, orică se achiziționează ceva. Chiar așa se și numesc livrări intracomunitare, achiziții intracomunitare. Și de asemenea, din păcate, s-a precizat acum câțiva ani, de când s-au năsprit condițiile de înscriere în scopuri de TVA, s-a precizat de către fisc că evaziunea cea mai mare în sfera TVA-ului este la aceste întreprinderi mici și mijlocii. Și atunci ei își doresc să limiteze firmele mici și mijlocii plătitoare de TVA. Este foarte complicat ca de la înființare firma respectivă să-și dovedească capacitatea economică de a produce venituri și trebuie să o dovedească răspunzând la multe puncte într-o faimoasă declarație 088, începând cu studiile asociațiilor și administratorilor, veniturile pe ultimele 12 luni realizate de aceștia, numărul de contracte de muncă realizate sau întocmite, persoana, atenție, persoana responsabilă de întocmirea și depunerea electronică a declarațiilor. Sunt foarte multe aspecte care se iau în calcul și 80-90% din dosarele depuse pentru înscrierea în scopuri de TVA sunt respinse. Din păcate, și aici avem același plafon de 65.000 de euro, dar la un alt curs respectiv. O să descoperiți în activitatea de zi cu zi că România are atât de multe cursuri de referință încât ne pierdem în el. Cursul de la data aderării României la UE, respectiv din sfârșitul lui 2006, dacă se depășește cifra de afaceri de 220.000 de lei, automat contribuabilul ar trebui să devină plătitor de TVA. Dar, din păcate, și aici ne confruntăm de câteva luni de zile de când a intrat în vigoare această complicătură în sfera de TVA, se poate ajunge la un paradox. Și anume, contribuabilul este obligat să colecteze, respectiv să emită facturi cu TVA și să le încaseze de la clienți, dar nu mai are drept de deducere, respectiv nu are dreptul să scadă din TVA-ul colectat, din TVA-ul încasat, nu are dreptul să scadă TVA-ul pe care l-a plătit pentru alte servicii. Ca să înțelegem mai simplu ce este TVA-ul, TVA-ul este o taxă care nu este a nimănui decât a fiscului. Și de fiecare dată se face la sfârșitul lunii sau la sfârșitul trimestrului, în funcție de cum este înregistrat contribuabil respectiv, se cântărește de fiecare dată ce am încasat, TVA-ul încasat, cu TVA-ul plătit. Și se vede care este mai mare. Dacă cel încasat este mai mare, atunci această sumă se virează la stat, pentru că TVA-ul este al fiscului. Nu este al nostru
și nu este al nimănui. Asta trebuie să avem în accepțiunea noastră și să ne setăm acest lucru în minte. Micul antreprenor de fiecare dată a încercat să mai bage vacanța personală, să mai scadă din TVA-ul puțin, să bage cheltuielile personale, să mai scadă din TVA-ul acela puțin sau din diverse lucruri ale lui proprii și personale. Și din păcate, din cauza acestei practici, pentru că colectarea TVA-ului din întreprinderile mici și mijlocii este foarte mică comparativ cu administrarea acestor firme, de către fisc mă refer, am ajuns în situația și ipostaza paradoxală să fim obligați să colectăm, dar să nu avem dreptul să deducem. Trăim vremuri complicate. Da. Atât de complicate și vremurile și toate aceste proceduri, cel puțin eu la un moment dat mi-am spus, nu pot să fac așa ceva, nu mă pricep, nu mă descurc și atunci în condițiile astea am nevoie de cel care se pricepe, de specialist. Obligatoriu. Cine deci, este specialistul acesta? Specialistul este cel contabil. Care poate să mă ajute. Specialistul contabil. Este contabilul. Contabilul trebuie ales cu mare grijă pentru că el va avea rolul de confident, de persoana căruia îi mărturisim, de omul nostru de încredere. Trebuie să ne alegem contabilul cu grijă, să primim recomandări de la rude, de la prieteni, acel contabil să vorbească pe înțelesul nostru. Repet, rolul unui contabil nu este doar să depună declarații la fisc, ci este acela de a călăuzi antreprenorul în luarea deciziilor și informațiile pe care un contabil le produce, sunt acele informații de care antreprenorul nostru trebuie cu blândețe și cu grijă educat să le folosească în luarea deciziilor. Sunt lucruri neplăcute de ambele părți, în ambele tabere, știți cum e, fiecare pădure are uscăturile ei. Sunt și antreprenori care consideră că își aleg contabilul în funcție de valoarea pe care o plătesc de fiecare dată. Sunt antreprenori care își aleg, să mă ierte Dumnezeu, niște gospodine cu care nu au nicio formă contractuală, nu sunt înregistrate la CECAR, nu sunt atestate. Trebuie să înțelegeți că această persoană nu este cea care vă ia banii și îi dă la fisc, este acea persoană care vă salvează de multe probleme, care, din păcate, un antreprenor le poate avea în relația cu fiscul. Și de asta aș recomanda mare grijă și mare atenție de ambele părți, pentru că aceste două persoane trebuie să aibă o legătură de încredere reciprocă una în cealaltă. Și dincolo de această încredere reciprocă, aș mai spune eu că este foarte important ca acest om, acest profesionist, acest contabil, să te ajute să treci corect exact. Prin toate aceste proceduri, exact. Să respecti legea și să fii cu toate acolo unde trebuie să fii. De asta și spun, nu trebuie să știți dumneavoastră toate aspecte, dar ele vă trebuie explicate pe limbajul și înțelesul antreprenorului. Este, poate în unele cazuri, este o limbă străină. Nu trebuie să vă apucați să citiți codul fiscal sau să învățați contabilitate pentru ce nimic bine. În lume. Ce pentru bine. Nimic în lume nu trebuie să faceți lucrurile astea. Dar ceea ce trebuie înțeles este că să vă alegeți această persoană cu grijă și să vă sfătuiți și ambele persoane să aibă deschidere în acest sens. Vorbim săptămâna viitoare despre PFA. Cu mare drag. Așa, ne ajunge o oră? Sper să le descălcim. Posibil să nu ne ajungă o oră. Dar încercăm să ne încadrăm. Și în mod clar, când vor apărea normele metodologice la proaspătul cod fiscal publicat, lucrurile se pot întoarce cu sus în jos și o să necesite o altă dezbatere. Dar vom vorbi despre PFA-uri pe înțelesul tuturor. Dacă aveți întrebări, aștept întrebările dumneavoastră pe adresa pe care am menționat-o și puțin mai devreme, amedeo.ne@realitatea.ro. Net. Doamna Valentina Saigo, mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru mulțumesc. Explicații. Vă aștept și săptămâna viitoare să ne luminați și să ne traduceți într-un limbaj comun toată această nebunie. Din română în română. Mulțumesc foarte mult, ne oprim aici cu această discuție.